Bună seara! Bună, comisar Brânzare! Ce s-a întâmplat? Bună seara! Eu am venit să filmez copacii din rezervația naturală care bănuiesc că stăieți ilegal și evacuați la fel de ilegal. Uh-huh. Și am... Și am mers în pădure. Transport, da? Da. Asta, șoferul unde? Nu e asta. Nu e asta, asta e mașina mea. Asta e asta? Asta e mașina mea. Mă îmbrac înapoi. Vine la subiect, ce s-a întâmplat? În pădure, vreau să mergi cu mine. Uh-huh. Tocmai la cord, la cardon, un kilometru și jumătate. Acolo am găsit oameni cu mașini, cu lemn încărcat, un bus lung. Și eu consider că e ilegal, nemarcat, s-a înglodat, îl trag cu NIVA și o sări la bătaie. Dacă e legal, oficial, să prezinte acte, să o scoată în ziua, nu noaptea, la ora 12. Eu înțeleg că toată lumea se teme. Și unul dintre ei m-a atacat, m-a bătut, m-a pălit. Eu m-am zmușit și am ieșit de acolo. Și din câte eu am înțeles, e David Gheorghe Păduraru. Bine, haidem în colț. Haide. Haideți să punem un portbagaj și asta aici. Dar și-o punem altele, le-am portbagaj. Urcați-vă în mașină. Așa. O. Încă de este n-am apă. Încă de este n-am apucat. Dragi colegi, știu că vă uitați în direct și sunteți pe drum, veniți de la Chișinău. Eu de la mașina mea, când ați o vedeți busul, e un kilometru în pădure. Drept înainte, drept în cordon, nu, și drumul e bun pentru NIVA, îi merge. Ori mă așteptați la bus, ori veniți, numai cu mașina nu puteți, veniți aici doar cu mașina de teren. Altfel nu puteți să intrați. Distribuiți ca să fim auziți. Dar e simplu de tot, drept înainte. Vedeți că dumneavoastră îl cunoașteți. Nu, să știm cu... Probabil. Probabil, așa e din dreapta. Da, nu ne murim, mă. Trage-le acum. Dacă nu pot. Nu pot. La dreapta. La dreapta. Nu, aici e chiatră până acolo. Până la cordonul e chiatră, eu am mers. Nu, eu pe jos, am fost pe jos, am venit pe jos, am... Așa. Dragi prieteni, cei care v-ați conectat, noi mergem împreună cu patru polițiști, cu Dacia. Mergem la cordon încă o dată. Acolo erau 5-6 oameni și încă un tractoraș căutau să scoată busul din glod. Și când nu m-au văzut, au blocat busul și au fugit toți. Numai unul, David Gheorghe, din câte mi-au spus oamenii care m-au sunat după asta, pădurariul de aici. Foarte agresiv. În imaginile mele, video, mâine am să le anexez la plângere, să vede cum mă înhață și să-mi smulgă telefonul și am scăpat. Aveți răbdare, cu mașina cred că în 2 minute suntem acolo. Pe jos am mers, 15. Dar pe jos eu leacă glod. Nu, așa e. Dacă era tot legal, uleu, domnule. Dacă era tot legal, nu umblau noaptea să scoată lemnul. E reșotcă, nu se vede nimic, special pentru cei care fac gălăgii. Reuză, da? Nu, stai. Bun, hai. Da, mă. Aveți răbdare, 2 minute și suntem la fața locului și ne clarificăm cu cetățenii și ei agresivi. Sper că poliția își face bine meseria. Bravo lor, au venit în 10 minute. La stânga.
la stânga, mergi la stânga până în deal, pe drumul central, nu îți faci nici la stânga niciodată, mergi până în deal. Și în deal când ajungi, mă, jurul dealului, faci în dreapta. Trebuie să dai de un magazin, de la magazin mergi direct înainte, pe drumul, mergi drept înainte. Și el trăiește la ieșirea din sat aproape, la drumul bun. Pe partea stângă, a doilea poartă din capul drumului. Știu că să vă enervați numai, că îți joacă la nervi luminile astea. Dat împrejur. Da, da, da. Da, da. Nu e departe. Da, ca și cordonul și asta e tot aici pe loc. Mergi până în capăt. Mergi până în capăt. O scos Niva. Că era la tracțiune. Cu Niva căutau să tragă busul. Tragem și noi pe aici. Nu-i nimic. Să vedea pe cu Niva așa. Ei o scos Niva, înseamnă că caut să descarce lemnele. Da? Da, 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 aici așa, parchează de urmă, Nivi. Să mă parchez eu acolo, ca pe trebuie să ne luăm viteză, ne o punem în glot. Dar las-o aici. Să încercăm. Hai că merge, dacă nu, să împingem. Dați vă mai faceți odată vânt, lăsați-o în ochii nuiți. Mai bine era, că acolo, eu sunt drept în glot aici. Deci nu pot cum să pornim. Dă-i înapoi la gânsa, că n-ai să aici. Era o căruță acolo de urmă. Nu, că acum se poate de pornit era. Da, lăsați-o, dai pași. Haideți să ieșim. Aici nu? A, asta e de cei care am înțeles. Asta e special pentru huligani. Așa. Da, domnilor, uleacă să vă murdăriți. Dragi prieteni, ne-am revenit înapoi împreună cu forțele de ordine. Vă arăt încă o dată placatul agenție Silvicultură Molțilva, rezervația naturală Plaiul Fagului. Suprafața luat sub protecția statului, conform legii privind fondul. Bună seara încă o dată. Gata, nu mai strâns la bătaie. Uite și ne-ai făcut tu, Nii. Iar eu. Cine sar la bătaie? Eu sar la bătaie? Ce tot? Du-te de aici cu camera asta. El dă indicații încă. El dă indicații, vezi și e de important. Dar nu merg să vedeți busul cu lemn. Păi haideți două minute și vedeți, eu pe urma să documentați, vă arăt. Asta e Niva. Niva asta. Niva era tragedie. Dragi prieteni, încercăm să documentăm un abuz. De data asta împreună cu poliția. Le demonstrăm că suntem mai tari ca dânsii, dacă nu ați sunit cu busul, când avea unde să ducă. Să vedem. A, nu a ieșit, nu a ieșit. E numai Niva au scos-o. Noi deja mă gândeam că l-o scos, dar unde să duc? Dragi prieteni, Doamne ajută, încă o dată am revenit împreună cu forțele de ordine, cu poliția, patru polițiști. Nu i-am întrebat cum le spune, dar au venit cu mine să documentăm cazul, să scriu plângere pe bătaie, că am fost bătut aici
și să documentăm hoția. Fiți alături de noi. El, vedeți că de, el așa e de important, David, ăsta, lumea m-a sunat și a zis că să fiu atent că el poartă armă la, la șold, el e cu arma la brâu. O dovedit să le scoată. Nu, n-a scos nimic. N-a scos nimic. Să vină poliția. Ah, i-am prins în flagrant. Asta, ăsta e busul pe care l-am găsit plin cu lemne și astea sunt lemne nemarcate. Și eu nu sunt pădurar, dar vreau să stabilim dacă lucrul ăsta este legal. Deja de bătaie nu mai zic nic. Ia uitați, e plin cu lemne, vedeți? Da, ei l-au încuiat și au plecat. L-au încuiat. Eu când am venit erau 5-6 oameni, au fugit în Nevada toți. Niva era în parcie acum, o buxuit și încerca să-l trag. Și era și un tractoraș. Eu tot am filmat. La mine tot e filmat. Dacă vă fac. Și mereu faceți. Așa cu blitz. Da, mai bine să vedem. Ia uitați-vă cât lemn este. Plaiul Fagolus numește. Rezervație. Și că acolo cum o tras, au încercat să trag, să văd urmele. Și într-o parte și în alta au încercat, dar nu au reușit. Da. Asta probabil e de competența Moldsilva, comisie, să vină să stabilească. Dacă e legal, n-am nicio problemă. Dacă e ilegal, cineva trebuie să răspundă. Nu, el nu iese. Numai dacă îngheață. Dar asta nu e primul bus care a ieșit de aici. Eu am informații că au fost mai multe ieșite. Și ăsta e tot lemn pe care eu consider că el nu e nimic marcat în el. Nimic, nimic, nimic. Niciun marcaj. Că a fost tăiat legal. De unii. Din care, din care suprafață. Uitați-vă cât lemn. El l-a scos din pădure. Și când am publicat astăzi fotografiile, eu hotărât să-l evacuez acum noaptea. Numai că problema s-a dovedit a fi mai greu de realizat. Oh, și lemn. Deși nu. Se poate. Dacă se poate. Domnul Cojocaru, vă aștept mâine. Eu am să dorm la Temeleuț. Vă aștept mâine aici. Să mergem împreună să stabilim de unde a fost tăiat lemnul. Și cum așa se întâmplă? Că după și i-ați stresat o leacă pe cei de la Hâncești, restul nu se teme niciunul. De tare și i-ați stresat că nimeni nu se teme de, de șefi. Nu, 17. Mașina poliției de la Călăraș. Rezervația naturală. Vedeți? Rezervația naturală. Plaiul Fagului. Suprafața. Arii protejate. Arii naturale protejate de stat. Și legea. Ăștia n-au legii. Și Niva. Și ei care trebuie să ocupe, să protejeze pădurea, ei trag busul fără mâniva ca să tragă busul sau scoată din glod.
Bună seara, i-am un șer scuze că vă deranjez la ora asta, dar probabil cu ajutorul vostru și cu ajutorul poliției vom stabili unde este adevărul și unde este dreptatea. Dacă rezervația naturală se poate de tăiet. Să întrebăm poliția și urmează. Ne spune ce urmează? Înseamnă că automobilul oxigenat. Care? Cu lemne. Cu lemne, da? Așteptăm să fie reprezentați la Mulțilva și la directorul. Și asta ne clarificăm. Deja mâine dimineață, dacă îl sigilați acum. Îl sigilăm dacă vine cineva de la Mulțilva, dar e mâine. Oricum, la Mulțilva m-a sunat mai multă lume. Nu știu dacă au să reușească să vină. Dar nu, dacă ați venit dumneavoastră, aveți dreptul de constatare, ați sigilat, până mâine nu se întâmplă nimic. De acolo nu putem lua. Cu siguranță. Ei încercat cu Niva să-l tragă și cu un tractor era pe aici. Nici noi nu putem scoate acum. Nici nu are sens. Lasă vină poliția împreună cu Mulțilva și stabilească dacă lemnul este tăiat legal. Dar eu vreau să scriu plângeri pe abuz din partea mergem la inspectorat să scriu poliției. Scriți plângeri și aveți. Vă rog foarte mult. Am înțeles. Dar acum mers și sigilăm busul, da? Da. Vă rog foarte mult. Pentru că deja au devenit un caz de rezonanță și dacă vă faceți bine meseria să... Au plicat forță fizică asupra mea. Da, este în video cum a încercat să-mi ia telefonul și să mă abuzez, m-a lovit în spate. Și eu m-am rupt, am smuls din livada aia și am fugit. Oamenii mi-au spus că el poartă armă la șorți, e foarte periculos. De asta n-am mai stat, am plecat înapoi în sat. Am să stau să sigilăm tot. Și după asta merg la inspectoratul poliției. Dragi colegi care mă auziți acum, știu că sunteți în drum, veniți de la Chișinău, vin mai mulți oameni, mai multe mașini vin încoași. Vă rog să vă opriți la comisariatul poliției la Călăraș, eu am să vin la poliție la Călăraș, aici nu are sens să mai veniți. Deja sunt forțele de ordine, sigilăm, am documentat și mâine așteptăm comisia să vină domnul Cojocaru să vadă cum să taie pădurea. Domnul Vasile, nu mă sunați că nu vă pot răspunde. Ce trebuie să întâmple acum? Ori veni colegul dumneavoastră pentru a sigila. Așa e, domnul, de-am o asamblăm răpănuri, ce să-i faci? Domn Vasile, nu sunați că nu vă pot răspunde, ne închideți în direct numai. Noi suntem la rezervația naturală Plaiul Fagului. Am primit astăzi dimineață, istoria e așa, astăzi dimineață am primit probabil de la un simpatizant de-a nostru mai multe fotografii prin care ne-au trimis și au spus că în Plaiul Fagului, în rezervație la canton, se depozitează lemn tăiat și nemarcat. Eu am publicat fotografiile, iar cei care probabil erau vizați, aici e vorba de pădurariu David Gheorghe, care l-ați văzut în imagini, agresiv, care se rea la bătaie, au hotărât să spele putina cu lemnele tăiete ilegal, pentru că altfel nu pot să-mi explic, dacă la el tot e în regulă, are facturi, are tot, deși ar fi trebuit acum noaptea, pe glod, ca bandiții, noaptea, ca Dodon, când vota legi, să ia tot și să evacueze, numai că l-a dat de gol timpul, busul s-a așezat pe burtă și am reușit să vin, dar ăsta nu-i primul bus evacuat cu lemne. Dacă poliția ar putea acum, am găsit probabil și lemnele duse de aici, în temeleuț scoasă. Am înțeles că jinerile lui David Gheorghe are un utilaj care face scânduri, cum se numește? Piloramă, lentă de tăiat lemn și este acum undeva depozitat. El nu în zadar l-a scos. Și a doua oară a venit, dacă a văzut că iese prima dată, a venit și a doua oară, dar a doua oară s-a înglodat și i-am prins la fața locului cum încercau să scoată. Acum oamenii m-au sunat, mai multă lume care știu de activitatea lui, au spus că omul ăsta e atât de periculos, îmblă cu armă la șold, toată lumea din temeleuți se teme numai de prezența lui. Are o biografie foarte negativă, nu vreau să intru în detalii, dar ce am auzit astăzi, te pune în gardă, că așa oameni îmblă prin pădure liberi. Ia ca cineva vine cu telefoanele să vadă că cineva vine din urmă. Mă sperie așa oameni că sunt liberi.
Eu sper că de astăzi se înceapă o nouă eră în istoria protejării pădurilor noastre seculare și asta să fie o piatră de temelii care să ne permită schimbarea radicală a politicilor din domeniu. Să nu mai permitem nimănui să taie și să teamă de pădurari sau să teamă de mafia asta a pădurilor. Mai vine cineva, încă o dată vă prezint, Molt Silva, rezervația naturală, Plaiul Fagului, domnul profesor, academicieni, câți prieteni am, ia spuneți-ne, să tai în rezervația naturală pădurile, să tai stejare și frasele seculare, sau nu stai? Eu vă arăt că stai. Ăștia-s colegii noștri, probabil, prieteni. Undeva vin să ne susțină, că au văzut că ăștia sunt agresivi. Eu mă aflu la cantonul numărul 12. Eu știu că multe comisii pe care le-au organizat ăștia la Molt Silva au depistat încălcări grave. Nu te dușe și îmbi tu, a, la poartă acolo. Știu că nu vă temeți de nimic. Dar vine timpul când ați trebuia să răspundeți, nu vă temi. Da, eu las mă aici. Era în livadă, vă spun eu. Erau toți grămadă. Ei nu s-au dus departe de aici. Alexandru, el e închis. Da. Încuiet? Încuiet, da. Și degeaba ai duci încolo. Eu am tras de ușă închis. Unde e șoferul de la camionul dat? În sat, nu știu unde. Cum îi spune lui? Grigori. Să nu fie împrezuviți, vedem și cu... Da, da. Eu și-o știamă cât de făcut. Mai scurt șoferul de la bus a fugit și nimeni nu știe și nici cum e. La bus încă o dată. Dacă ești interesant, cu siguranță, domnul ministru, sunt interesat. Sunt interesat să oprim abuzurile. Domnule ministru, dumneavoastră n-ați apelat public să vă ajutăm. Că erau mai multe lucruri făcute, aduna mai mulți oameni, gospodari. Ar fi bine să mergi joi sau vineri. Domnul ministru, cu mare drag merg, dați-ne informații că noi vom merge. E dezastru și acolo, clar că e dezastru, mă tale știi mai multe. Mulțumim pentru susținere, domnule ministru. Știu că vă uitați în direct, că îmi scriți acum în privat. Și eu reușesc să citesc mesajele. Nu e nimic, nu-i mai tare mafia asta, ei nu sunt așa de mulți. Ei sunt o mână de mafioți. Dacă noi vom fi uniți, n-au nicio șansă. Plămânii Republicii, iată-i plămânii. Plămânii se duc la vale. Rămânem nenoroșiți cu tătul dacă suntem proști. Nu a fost niciodată voință în domeniul ăsta de a schimba lucrurile. Ăștia mari au furat de sus, pe ăștia mici au lăsat să fure de jos. Și toată lumea în păcat. Și credeți că poliția s-a găsat pe șofer? Că el undeva e în iarbă și din livadă, că i s-au dus în livadă. Erau o 6 indivizi când am venit. Numai că ei sunt buni la furat, numai ei sunt eroi și scrutâi când fură prin tuneric, noaptea, așa, ca bandiții. Dar dacă vii cu lanterna și cu camera, fug cadrașii toți. E bine, e bătrânii. Ia uite, uitați-vă. Asta e lemn, lemn. Lemn, lemn, ia uitați-vă. Plin cu lemn, noaptea, rezervația naturală științifică. DZP 530.
Deja dacă e poliția cu noi, suntem mai siguri. Situație. Ia uitați-vă și lemn. Ăsta e pregătit. Ăsta e bun de făcut mobil, nu de dat foc. Dintre aici se poate de făcut mobilier. Și apoi întrebați de unde apar milionari, de unde apar Porsche Cayenne, de unde apar... Ia că de unde apare. Făcut? Pe numărul la bus. Busul din două parte, din... Așa. Se vadă numărul. Din două parte. Unitate, sper să rămână și confidențial, vă rog. Sigur că rămâne confidențial. La noi tot e important, dar confidențial. Confidențial, să nu știe nimeni, să nu afle nimeni. Bună seara! Ați venit să ne susțineți sau? Deamul e bun. Dacă ați venit să ne susțineți, că deja nici nu știi de cine se ferește. Aici erau mai mulți care aveau alte opțiuni decât susținere. Încă o dată, să nu credeți că mâine dimineață n-au să fie marcați cu vopsea. Eu vă arăt fără nici un marcaj, fără nimic. Nimic. În lege scrie foarte clar, fiecare trebuie să fie marcat cu vopsea aprinsă, roșie, galbenă, ca să fie clar că el este tăiat legal. Aici nu e nimic legal. E noi din erare că mâine tot va fi legal, mâine totul va fi... Ia uitați, veniți și un marcaj, nimic, 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 nimic. Domnul Cojocaru, uitați-vă. Ca să nu spuneți mâine că n-ați știut. Sau mâine să fie cumva toți marcați. Bună seara, băieți, cu siguranță ați venit să ne susțineți, că văd că vă feriți. Nu vă filmez, eu... Ia uitați, ați văzut cum vă taie pădurea. De unde sunteți? Deci din Timiliuț sau din Călăraș? V-ați făcut și voi numai... Bravo, bravo, mulțumesc, mulțumesc că ați venit, deci a venit un grup de băieți să ne susțină. Colegii mei vin de la Chișinău cu mașinile. Eu i-am rugat să nu mai ajung decât până la comisariatul de la poliție, să fie lângă mine. Aici deja sunt alții care mă ajută. Eu, cu riscul de a lua bătaie astăzi, dar am oprit un abuz. Sper că mâine domnul Cojocaru să facă lumină și să ne spună cât s-a fost tăiat, cum a fost tăiat și neresponsabil. Nu, eu tras în parcia cu niva de le-o ieșit ochii, dar nu reușit să trag. Mai venit un tractor, i-am filmat și tractorul. Dar uitați-vă pe drum, ia uitați-vă și morman de lemn. Deci băieții s-au pregătit în mod serios. Nu pot să iei, până dimineață îi pot să iei, cu adevărat, eu recunosc, dar ia uitați-vă, ăsta tot e lemn, aia că mă duc pe de-a dreptul, de-am un smurdar până în urechi, de glod. Ia uitați-vă, domnul Cojocaru, ăsta e lemn marcat, încă o dată vă filmez lemnul. Niciunul marcat, cu vopsea roșie, cu vopsea galbenă, cu vopsea de care? Albastră. Niciunul. Și mă duc și pe partea cealaltă, că mâine dimineață ar putea să nu fie nimic, dar sunt mai multe rânduri de lemn, ia uitați-vă. Niciunul marcat. Și ăsta e lemn tare, stejar, frasăm, din rezervație. Din rezervația Plaiul Fagului. De la Temeleuț, Călăraș. Ăsta-s bandiții care taie pădurea și am avut mai multe apeluri, dar eu nu i-am prins niciodată. Că eu nu pot să prind. Nu-s polițist. Fiecare lemn de ăsta costă o grămadă de bani. Așa-i. De aici se hrănește și poliție, și procuratură, și judecătorii. Și de la Chișinău, și de la Călăraș. Ia că e așa o tras cu niva de bus, cât o putut, o buxuit. Asta se numește... Că niva aparține pădurarilor care, ia uitați-vă, o umbla prin livadă, aici e livadă, în inima codrului, băieții și-au pus o leac de livadă, să aibă și legume și fructe, au grijă de sănătate, oameni gospodari, ce să spun. Nu mă, ia că așa e, s-au pus pe burtă. Mulțumim codrului că s-au disfundat drumurile și băieții s-au cam înglodat o leac.
Aici numai dacă nu îngheață până dimineață, nu iese. Și ăsta e de peste drum iar. Cât am reușit eu, și mai scurt, și mai îngust, și mai lat, și mai mare, și mai mititel. Poți să-l iei dimineață pe tot, să nu mai fie nimic. Așa-i. Așa-i. Mulțumim poliției că a venit, cel puțin a venit. Mă sunt în siguranță, deja. E mai simplu de luptat când ai alături poliția. De asta lecția trebuie învățată. Nu avem dreptul să-i ofensăm poliția și sunt frații noștri. Au ei șefi care sunt vânduți, prefăcuți, șantajați, dar majoritatea dintre polițiști sunt băieți de treabă. Și ei luptă și lucrează pentru 4-5 mii de lei și pentru o pensie de nimic când iese la pensie. De atât trebuie făcute reforme ca și ei să sunt protejați de statul ăsta, ca și restul toți. Și sună în continuu telefonul ăsta meu. Am de sunat deja înapoi. Nu știu ce urmează, habar n-am. Poliția s-o pornit să sigileze, dar nu cred că n-al sigilează, că el e încuiet. Uleu, glodăraie, rezervația naturală. Unii sunt academicieni. Asta vară am fost cu un grup de academicieni, de profesori. Cu domnul Cojocaru am fost la, cum se numește, vila lui Bodiu. Ne-au arătat cum iau grijă de rezervația naturală. Ia uitați-vă. Sub fața, luată sub protecția statului, conform legii prin fondul an ariilor naturale protejate de stat. Și legea, 98. Dar cine are lege în statul ăsta? Ăștia nu se uită la Constituție, dar și ieri de la păduraș se uită la lege. Domnul s-a șters la fund Constituția și noi credem că ăștia o să respecte legea. Ce urmează? Mai întâmplă ceva, ne ducem înapoi. Laudează pe dumnealui, da? Să nu zic încă e victimă. Sigilăm camionul și apoi plecăm, da? Îl dăm sub recipiesă domnul Gheorghe. Aha, aha, ca să nu dispară sau să nu se descarce de lemne. Da. Am înțeles. Și restul lemnele care sunt smormane de lemne. Hai că și l-am pus, dar dacă dimineața nu găsim niciun lemn, că nu le-ați fotografiat. Sunt și peste drum o grămadă. Hai că așa-i. Le-au făcut statul cantoane, le-au făcut să aibă unii dornic când să văd prin păduri. Dar nu, că bratanii lui au fugit prin păduri. Să văd eu unul după telefoane, prin păduri. Au fugit ca bandiții toți în toate părțile. Da, dragi prieteni. Dragi prieteni, sunt la cantonul numărul 12, Temele Uț, în rezervația naturală. Mai stâng, să-mi ajungă bateria. Sunt în rezervația naturală Plaiul Fagului. Asta vară mi-au spus profesorii, academicienii, că așa zice și legea, că aici nu ai voie, de fapt sunt câteva zone, o zonă în care în general nu poți să ridici și n-ai drept să ridici nici măcar dacă a căzut un copac, un fag, un stejar a căzut la pământ, nu ai drept să-l ridici, trebuie să putrezească ca să nu se strice ecosistema. Așa e, natural, firesc, păduri virgini, printre ultimele și puținele pe care le avem. Este sectorul 2, tot în sectorul ăsta Plaiul Fagului, care se permite igienizarea arborilor, dar nici de cum defrișarea, tăierea. Dar eu am înțeles că au aici, în regiunea asta, există pe la ramă în care tot lemnul ăsta merge și este tăiat și vândut. Este în rezervație la Rădeni două utilaje de tăiat lemnul, absolut ilegale. În rezervație, eu răspund pentru cuvinte, am primit informații cât am stat la capătul Temeleuțului, două utilaje care taie și fac scândură. Aici mafia asta a lucrat ani de zile nestingerit, absolut neatinsă de nimeni. Și eu bănuiesc și pun la îndoială că administrația
centrală nu știu de ilegalitățile astea. Eu pun la îndoială încă o dată. Nu mai vorbesc de Vasile Lupu, cel care o reparat din bani europeni, prin jinierile lui. Crășun, o reparat cu o sumă de bani enorm, o reparat un foișor și o scenă la o tabără de odihnă la care soția lui Vasile Lupu îi șef, îi director. Ca voi să înțelegeți și mafie în regiunea asta, îți pui mâinile în cap. De asta ei m-au reclamat și au scris petiții împotriva mea în toate instanțele și la Facebook-ul Zuckerberg și mi-au șters materialul. Vasile Lupu, vicepreședintele raionului, soția șefă la tabără, pe vară, numai șefă, că așa e șefă la, la Ungheni. După care jinierile, pe bani, fără licitații, fără concurs, fără nimic, repară tabăra din rezervația naturală, face un foișor și o scenă și o împăpat-o în grant european. Aici e o mafie, noi vorbim de Dodon, 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 dar la nivel local, la nivel de raion, există mafii locale care țin în teroare tot satele astea din prejur. Mai multă lume care s-au apropiat tot Vasile, noi ne temem și să răsflăm. Ăștia îmblă cu arma la șoldă, ei împușcă, ei iau după ei oameni care nu mai sunt pe pământul ăsta, eu lichidat. Și eu scos din pușcărie, n-au nicio problemă cu asta, au bani, ei pot să plătească la toți împrejur. De asta fii atent că nu-i de jucat cu ei. De data asta i-am bătut. Eu cred că mâine va fi o inspecție de la Mol Silva să ne spună cum merge mai departe. Terminăm de tăie toate pădurile sau ne ocupăm de reabilitare, de plantare, ca în 2025-2030 să avem păduri, măcar 15%. Asta e mesajul meu. Colegii mei care se uită, eu am să mă întorc înapoi, facem sigilare, îi dăm busul în primire pădurarului David Gheorghe, încă o dată repet, pentru cei care nu știu, și mergem la poliție să scriu plângere pe omul ăsta că m-a abuzat, m-a încercat să mă doboare la pământ, să-mi ia telefonul, că el înțelegea că aici miroase a dosar penal, miroase, doar că vreau acum să întreb în mod direct și mâine probabil lansam ocazia să-l întreb pe domnul Cojocaru de la Mol Silva ce s-a întâmplat cu pădurarii de la Hâncești, Boghiceni. Eu din sursele mele am aflat că într-o parcelă lipsesc 600 de copaci, 600 de ciote, dar în alta 900 sau 800. Vreau să ne precizez ce s-a întâmplat cu ei, au fost suspendați, dat afară, s-a pornit o anchetă penală pentru că sunt prejudicii enorme. Cineva trebuie să răspundă, nu pur și simplu dat afară. Dar aici colegii mi-au spus, care au venit și au spus, noi avem camere și pe camere se văd. Omul ăsta, după ce au tăiat copacii, au scos șotul cu totul, l-au scos din pământ, l-au băgat în mașină și l-au dus ori în râpă și l-au aruncat în râpă și ori au dat foc, ori l-au dus în sat și l-au dat, ca să nu rămână nici măcar urme. Aici se lucrează la greu și se lucrează profesional. Aici nu te joci cu... Unde e? Vin și băieții mei, înseamnă că... O, i-audeam după zvuc. Să vină... Da, cine? Care? Unde? Ia dă să ia scurt, mă. Unde? La Călăraș. Câteva mașini. Mașini. Așa vin mai mulți băieți. Cei care doresc să fie alături de noi, să meargă cu noi încolo, vă invităm și să fiți alături de noi și să mergem corect încolo. Radu vine împreună cu echipă de haiduși, vine să mă susțină. Eu nu le-am spus unii mă pornesc. Nu vreau să-i pun în situații pe colegii mei, dar ei au hotărât, au decis între ei să vină toți. Asta e următoarea echipă de conducere a Republicii Moldova, să știți, să țineți minte. Dacă până acum au trăit liniștit, acolo unde merge echipa Democrației Acasă, acolo deja nu mai este. Mafia nu doarme liniștit, cel puțin o jumătate din mafia de la Călăraș în noaptea asta trebuie să aibă emoții. Aici am să stăm până mâine, până vine comisia. Poliția îl interoghează pe David Gheorghe, ăla care m-a atacat foarte agresiv. Și zici că e o nene care are... Mercedes Sprinter.
sau Volkswagen. E bine. Da. Și nu bine. Poate mai fi vreun pădurar de-a lor. Să-l susțină pe-a lui. Bună seara! Era el bine să fie vreun șef de la Moldsilva. Mai vine încă cineva, încă o mașină. Da, aici am un vesel țara asta. Frâzi. Doamne ajută. Ștefan Deleanu mă numesc. Da, domnul Ștefan. Nu de alta, dar ultima dată când nu i-am filmat, am luat la bot. Așa că... Ce merge vorba, spuneți și mie. Iată, acolo este un bus, plin cu lemne. Așa. Și noi bănuim că ele nu sunt tocmai legale. Și am venit să întreb dacă ele sunt legale și de ce le evacuează noaptea și am luat o leacă bătaie. Și am solicitat poliția. Deci uitați care este socoteala. Da. Să nu mai umblăm noi noapte pe jbuite, da, ca să dăm cu capul prin gardul, să ne scoatem ochii unul la altul. Noi nu vrem să ne scoatem ochii, deloc. Mâine dimineață. Iată aici sunt organele de stat, instituțiile de poliție. Ascultați-mă ce vă spun eu, și dumneavoastră și organelor de stat vă spun. Da, mâine dimineață, eu solicit și o să vie și inspectoratul mediului, și gardă forestieră, și toți, și fondatorul, agenția Moldsilva, reprezentanți. Și poftim. O să nimic împotrivă. De acord, 100%. Ia uitați, este poliția, eu vreau să scriu plângeri pentru... Discut cu dumneavoastră și cu organele de drept. De acord. Ca să nu umblăm noaptea, să ne scoatem ochii prin crângele, pe ăsta, prin glotă. Nu, dumneavoastră vedeți, nu pot să mergi pe jos, nu cu transport. Nu, am mers. Și pe jos am mers, încolo și înapoi, nu ne-au scos nimeni ochii. O leacă am luat la bot, dar este dată regulă. Prin treburile astea sunt organe, o să vă lămuriți dumneavoastră. Dar dumneavoastră ce funcție ocupați? Eu mă numesc Deleanu Ștefan, v-am spus în cuvânt. Da. Sunt director rezervației. Director rezervației, înțeles, da? Am auzit de... mă uitam pe... Da, pe iau, asta e rezervația, Playa Fagul, da? Da, domnul Ștefan. Da, și o să vedem care e treaba, unde, și eu... Nu, mâine o să vă arătăm și autorizățile tăi. Și toate fișele de luare... Dar nu mie, este domnul director general, poate vine el să... Director general o să vii dacă trebuie. Și tu și director general o să vii. Dacă dumneavoastră considerați că noaptea la ora 12 se evacuează lemnul din pădure, e normal. Deși la ora 12... Dar cât e ora acum? Eu nu știu cât e. Nu știu, nu mă uitați. Ce înseamnă dumneavoastră? Eu stau în spital. Am înțeles. Sănătatea ma tale, îmi pare rău că te-am scos din spital. Stau cu COVID. E ora 11. Ora 11 și... eu am venit când am fost... Ia că aici stă busul. Niva asta, eu am filmat-o cum trăge de bus, de șeu ochii. Nu bine, producția e scoasă de pe teritoriul rezervației, doamna Sele. Eu și pot să vă spun asta. E scoasă producția de teritoriul rezervației? Matale, mai mult știi care e rezervația. Mi se pare că asta e rezervația. Păi da, dar e scoasă de pe teritoriul. Unde e busul? Ia că acolo. Păi da, e pe teritoriul rezervației. E pe teritoriu, da? Da. Asta am încă... Dacă îmi permiteți, vă spun. N-am nicio permisiune. Eu am filmat. Vă spun cu pădurariu și mâine dimineață, când se face zi, o să fie toate organele care se țin de competența noastră din silvicultură. Începând cu mediu, începând cu gardă forestieră și cu fondatorul agenției. Vorbiți cu poliția, nu decid eu. Eu doar am transmis în direct. Ia uitați-vă, sunt polițiști aici. Ia uitați-vă, 1, 2, 3, 4, sunt 4 polițiști. Eu am vorbit destul de tare, că s-au auzit, cred că și au auzit și domnii de la poliție, nu? Așa că asta nu e o pasăre să zboare. De acord. Nu e o pasăre să zboare. Dar noi cam și documentăm. Eu sunt reprezentant la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Aha. Am înțeles. Mulțumim. Confirmăm. Mulțumim. Dacă doamnul sunt... Și obțin să vedeți. Eu vreau să vedeți. Că de... Domnul Vasile se prezinte. Da, eu Vasile Costiuc mă numesc. Mulțumim de asemenea. Încă o dată vă spun. Eu stau în spital și eu n-am fost indiferent. Că nu sunteți indiferenți. Așa n-am fost indiferent, am venit la fața loc să vedem ce merge vorba. De acord. Să vedem ce merge vorba. Aici, nu iată... se merită să facem, să călcăm glodul ăsta într-a iurea. Lemnele pe loc, busul pe loc, că dau cu, am ocurs, vorbesc cu pădurariu. Vorbiți. Și nu o să clintească un pai nu o să clintească. Dar el se poate de... Sigelat, da? Da, de sigur. De acord. Vedeți, faceți toate proceduri legale. Eu nu imblu cu uratul. Ora 12 îmi dau seama că e târziu. Care zici că e 10, care e 12. Îi de-apia uitați. Oara 11. Fără 20-11. Păi azi nu-i de vreme, de loc. Da. Înăuntru e anchetat de poliție. Dar unii iată, 10 metri, 20 metri, nu-i mai mult.
Bine, nu ieșind din teritoriul cantonului, asta se poate, e incinta rezervației. E incinta rezervației. Da. Dacă e pe teritoriul cantonului, e incinta rezervației. Ia că ați confirmat că suntem pe teritoriul rezervației. Da. Da. Mulțumim. Dacă nu ieșit de pe teritoriu, încă o dată vă lămuresc, nu ieșit busul de pe teritoriu. Nu, că e până în urechi în glot. Și plin cu lemne. Nu, e să clarificăm. Am înțeles. Spus. Domnul Ștefan, eu v-am auzit, e tot înregistrat destul, în mod direct. Încă o dată vă spun, destul de normal m-am cu dumneavoastră. Da, dar eu și-am zis acum. Mulțumim că nu sunteți indiferenți. Eu sper că, iată, domnul de la Inspectoratul Mediului să duci să vadă busul. Mă duc încă o dată cu dumnealui, ca să nu creadă că noi suntem indiferenți. Apropo, dragi prieteni, ați văzut în mod direct, a venit șeful rezervației din spital de la Chișinău. Ați arătat cât e de gravă situația și un reprezentant al Inspectoratului Mediului ca să se convingă la fața locului. Probabil au fost apelați de oamenii care urmăresc ce se întâmplă aici și ei au confirmat că suntem pe teritoriul rezervației, cantonul se află pe teritoriul rezervației. Domnul Colța, dumneavoastră chiar intenționat vreți să-mi întrerupeți emisiunea? Inspectoratul. De aici e Inspectoratul Mediului, Călăraș? Călăraș. Da, rezervația se află pe... Nu, rezervația. Ungheni. Rezervația e Ungheni, da? Ungheni. Așa. Numai că la noi cum, aici să... De-am nu mai înțelegi. Adică Timiliuțul e satul Călăraș. Mhm. Uh-huh. Da, de la Timiliuțul încoace e Ungheniu. Aha. Rezervația. Aici e și pe Călăraș și Ungheni. Da, adică rezervația se află Ungheni. Dumnealor nu. Am înțeles. Am înțeles. Iată busul. Ia uitați-vă în spate să vede. Faceți, iată. Corect. Vedem și producții. Iată-le. Spate văzut și producții este. Mare loc. Nu, nu, că un cuiet și-au fugit toți. Erau vreo 5-6 domni și-au fugit toți. Problemă, că-s metri. Iată, eu, e de aici încarcă, vedeți? Da, 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 că-s metri. Așa trebuie să fie marcat. El marcat. Niciunul nu-i marcat, niciunul. Mâine, până mâine e mult. Iată, uitați-vă acum ca să nu spuneți. Până mâine poate să apară vopsea. Păi nu pot să vedeți acum. Și nu să vedeți, domnule, ia uitați-vă. Fiecare vă-l arăt, fiecare. Fiecare. Dar el nu fiecare se marchează. Dar niciunul nu-i, măcar unul. Unul, dacă îmi găsiți unul, eu vă spun badea. Măcar unul, dacă îi găsiți. Unul măcar, ia uitați-vă, toate la rând. Eu vă le arăt. Unul măcar, unul, dacă e marcat, unul. Cu ce? Arăt niciunul nu-i. Am umblat de 10 ori împrejur la tot, fiecare am uitat. Nu, eu să-l vedem de unde l-a ajuns, masa lemnoasă aici. Asta e problema, nu e mare. Înăuntru toată masa lemnoasă este doar în... Da, mă, tale ai văzut. Eu vă spun, eu am documentat, niciunul marcat. Nu ca așa, dar niciunul. Ăsta se vede că e acum adus, iată. Acum adus. Și pe partea asta venim împreună, ca să nu fie vorbă. Nu, domnule, până mâine apar marcați, apare... Uitați-vă, mai căr unul, dacă îngăsiți, unul. Ia uitați-vă, fiecare în parte, fiecare. Dacă vine și directorul. Uite-o, nici unul, unul. Unul măcar. Eu înțeleg, mâine să fie inspecție, oricum poliția până își face treaba, eu nu pot să mă duc de aici. Iată-le, fiecare în parte. Eu nu sunt pădurar, eu nu sunt șef. Toate lemnile astea rămân pe loc neclintit. Am înțeles. Ele până mâine pot să apară marcaj, poate să apară șocane, poate să apară vopsea. Documente, factură trebuie să apară. Sunt facturi. Dar asta nu poate. La noi îți părăt un miliard de dolari și nimeni nu-l găsește și nici nu caut. Dar mă tare vrei să mă convingi cu 3 lemne până mâine... Factura, cum s-o facă cu data de azi? Dacă calculatorul bate data. Ia m-ați convins, gata. Eu vă garantez că ele și facturi au tot are. Dacă are, dar nu o să-i poată face nimeni, dar poliția ca să verifice, să ridice doar toate actele. Da, eu am încredere că poliția să ridice toate actele. Bun, ia că ați văzut, busul este plin cu lemne, aici peste drum, acolo tot așa lemne, iată, uitați-vă, vă arăt de aici ca să știți. Nu, frate, ia uite, ia că așa la, ia uitați-vă, e fix așa, fix, exact, nu că așa, și niciunul nu-i marcat, și eu am mers și de o parte și de alta, eu tot am filmat, tot. Ferească masele noastre, dar aici s-a n-au scoate 1000 de ani. Noi, 1000 nu, dar tare le trebuie o iau în brață, că e de bucurie. Și uitați-vă, vedeți, domn director, tot, niciunul marcat, niciunul, eu l-am documentat ca să nu fie... Mâine dimineață. Băi, dar sunteți nebune, nu sunați în direct, băi.
că nu pot să vă răspund. Și atâta sunteți sălbați. Mâine dimineață o să lichideze cazurile la ziua. Doamne ajută! Eu sper să facă lumină în cazul ăsta, domn director. Și eu cred. Foarte tare îmi doresc, pentru că e timpul să avem o altă atitudine în față de toți ce ne înconjoară. Dacă e întuneric, eu cred că o să facă lumină. Acum e întuneric, mâine dimineața să fie lumină. Dar și nici stăpâni. Au fugit în livadă, da? M-au luat la plesnit și au fugit. Dar pătrare cu cine s-a dus? Cu mine. Da, cu și eu cază. Nu, el m-a plesnit și eu am dovedit și am zmul și am fugit. Dar e între dăși, e o sări mai mult să bătaie. Acolo e serioasă de ala. Dacă e tot e curat, tot e cinstit, tot e frumos, e ilegal, de ce dracu să ai la bătaie și ușiți în mine? Da, de asta am solicitat intervenția poliției, că eu singur nu mă descurc. Cei care nu știu, domnul Ștefan, director rezervației, a venit din spital, îi mulțumim că are atitudine. Asta înseamnă că într-adevăr ceva se întâmplă. Eu te urmăresc pas de pas, eu n-am fost indiferent. Vă mulțumesc, eu foarte deschis vorbesc, eu unii am dispus, spun tai cuțitul. Am fost indiferent. N-am nicio problemă. Doamne ajută, mâine dimineață sper să vină și domnul Cojocaru, că mi-a promis că va fi activ. Și atunci când se întâmplă ceva, că noi doar am fost în vară aici, mi-a arătat pădurea, eu chiar am crezut că noi... Și totodată, ca să cunoașteți treburile, eu l-am anunțat pe directorul general. L-am anunțat. L-ați anunțat, da? Spus, mulțumesc. Eu mă duc, eu stau în Spitalul Republican și am spus, mă duc într-un suflet la Călăraș și merg oră. Cunoașteți șeful inspectoratului. Șeful inspectoratului ecologic. Eu sper că... Noi, eu nu mă duc de aici, da. Eu dorm în temeleuță, în bus dorm și da, mâine... Dar nici mașina, eu dau comandă să nu scudinească nimic de aici. Bun, am înțeles. Da. Să ai cuvântul meu. Bun, gata, să-i tot în direct, domn director, nu credeți. Eu vă cred pe cuvânt și mâine dimineață suntem prezenți. La prima oră când încep a cânta păsările. Hai să vedem ce faci poliția. Poliția sus iar la bus. Nu. Am câțiva băieți care au venit să mă susțină, că eu văzut că aici riști să iei la bot dacă... Dumnealor, că rămân trebuie să întocmească asta, să de păi da, dar eu vreau să scriu și plângere. Sub semnătură. Vreau să scriu și plângere pe abuz. Am ușii și sorbati încă între dânsii, eu și-o dat un pumn în bot unul la altul și-a spune că eu sunt vinovat, că eu l-am bătut vreo unul, că e gata de orice. Am ușii să nu mă trezesc încă un dosar penal, că l-am bătut pe pădurar, că i-am bătut pe... Că am ușii încă să mă trezesc cu un dosar penal, că l-am bătut pe unul, pe a doilea, pe a treilea, i-am rupt cioarele, la unul mâinile i-am rupt. Că ăștia nu sunt sănătoși la cap. Dar se vede, domnilor, că situația ei este gravă, dacă o venit și domnul director și reprezentantul inspectoratului ecologic. Astăzi am făcut o revoluție în tot ce înseamnă Molțilva. Eu sper că astăzi fie piatra de temelie în care noi schimbăm realitatea din pădurile noastre. Un singur om cu un telefon poate schimba lucrurile în țara asta, vă spun eu. Voință să fie. Nu sunt ministru, nu sunt deputat. Sunt un om simplu. Dar am curaj pentru tot parlamentul luat împreună și pentru toți deputații și pentru toți miniștrii. Iată, uitează, Molțilva. Ați văzut? O, mai venit. Aici este reprezentantul inspectoratului ecologic, domnul director Cuniva. Nu m-am așteptat să văd directorul rezervației, aici pe șeful Niva Pădurarului. Și niște colegi care au venit din satele împrejur să mă susțină. Bravo lor, mulțumim. Domnul polițist, și urmează ca să știm. Nu cunosc, sunt superiori. Sunt superiori, da? Mai scurt, toată lumea fuge și nimeni nu știe ce trebuie să întâmple. Cel mai judicios a spus-o domnul director. Domnul director a spus, până mâine dimineață nu se întâmplă nimic. Până dimineață nu se întâmplă nimic. E documentat, tot e pus sub. Și dacă plecăm să ne culcăm mâine dimineață, nimeni. Deci încă o dată vă spun să aveți cuvântul meu de om. Gata, eu am înțeles. Cuvântul meu de om. Nu v-am înțeles, domnul Ștefan. Un pai de aici, domnul Ștefan, eu la ziua o să fie toate structurile. Acum aștept poliția să ne spună. Eu doar nu mă pot. Deci eu nu pot decide aici. Este poliția, sunteți dumneavoastră, este reprezentat. Cum spuneți așa facem? Deci dacă ai cuvântul mine, ți-am spus. Batale, cum spui? Am și trebuie să fac, eu și trebuie să fac. Dacă dumneavoastră vreți să vă cazați, vă duci și vă cazați. Mă, ne ducem, ne ducem. Ne-am văzut la... Cum s-a făcut? Aștept să pornească poliția, eu mă duc poliția înapoi. Eu cu poliția am venit, cu poliția mă duc. Da, probleme noastre, puteți merge și cu mine și cu cine vreți puteți merge. Cu poliția, că deja pe jos am fost.
Iată, stăt pe jos am luat. Poți să mergi cu mine. Poți să te urci și mergi cu mine. Nu, vreau să văd ce stabilește poliția. Pentru ce am mai invitat poliția? Polițiștii fug unul într-o parte, unul în altă parte, doi într-o parte, nu mai înțeleg nimic. I-am întrebat. Domnul Gheorghe, domnul Gheorghe în interior. Uitați, eu vreau ca să-l chem față de matale, da? Ca să-i spun, să nu cheai un pai de aici. Vorbiți, el e foarte agresiv cu mine, eu nu mă apropii. Eu n-am participat la concertul vostru. Nu, n-am avut niciun concert. Pare că ați ajuns la ea asta să vă scoateți ochii. Nu, deloc n-a scos ochii. Asta chiar de-am nu sună că e democrație. Domn director, eu n-am avut nicio problemă cu ei. Dar nu știu, v-am văzut cu ochii bine, ce-i pățit ai? Eu? Eu n-am dat. Eu așa stăteam. Ăștia ei se uși să trădești și am ușa spun că eu l-am ușit. Ei să vedeți cum eu l-am ușit, am ușit. Dacă n-ați, facă dosar pe n-am. Catastrofă. Nu că el m-a înhățat cu toată inima. Dacă nu mă smulgem să fug. Frate, fiecare acțiune are răspuns. Corect, eu cred că e timpul să răspundă deja cineva. Domnul Ștefan. Negativă are răspuns. Corect, corect. Matali, ești om pregătit și știi. Cum am pregătit? Om care duc prin viața asta știe. Fiecare acțiune trebuie să răspunzi. Întocmai. Nu se poate așa. N-a venit la el acasă, nu m-am băgat în beș la dânsul. Îmi pare rău că trebuie să se pună pe alertă tot călărașul jumătate de Chișinău. Pentru că ăștia nu știu să lucreze cum trebuie. Unde să vorbesc cu domnul polițist? Păi, stabiliți, eu sunt soldat. Până când sunt soldat? Cred până la următoarele alegeri parlamentare. Pe urmă am să vă spun eu și cred despre toată bratfaua asta. Și cred eu despre inspectorate, despre... Am să găsesc eu pe un beș pe aici, să vă bag pe toți în beș. A să plantați la copaci, de-ați vă iei, dracu. A să plângeți ce ați plantați. Pentru tot ce ați tăiat. Trebuie să îmbli, dragi ăștia care au fugit cu busul, trebuie să tăi ca dragi pentru fare. Că erau importanți cât nu a venit nimeni, dar mă văd că au fugit și s-au ascuns ca iepuri. Fazanii. Eu îmi cer scuze, dragi prieteni, suntem 13.000 în direct, mama mea. Nu doarme jumătate din Moldova și jumătate din diaspora. Pe acest Ștefan Delean e cel mai mare hoț. Lumea scrie că este mai mare hoț. Și vreți de la mine, bă, eu nu știu, habar n-am. Eu nu mă aștept să văd și se termină epopeea, să n-am bat polițiști pe șef. O să spun că eu l-am bătut. Cam uși de-am o să... Așa. Eu. Și psoiul. Au și motan gras. Numai aici pot să vă vorbesc, dragi prieteni, că aici este un pic de lumină. Dragi prieteni, vă amintesc celor care v-ați conectat mai târziu, sunt în rezervația naturală Plaia Fagului. După primul meu video, s-au trezit pe alertă toată lumea. A venit la fața locului și inspectoratul ecologic și domnul director al rezervației, pentru care îi mulțumesc, nu m-am așteptat, dumnealui spune că este în spital la Chișinău, dar a venit pentru că nu este indiferent. Aici se întâmplă ceva ieșit din comun. Mi-a spus și mi-a confirmat că este... înștiințat și domnul director general Mold Silva, domnul Cojocaru, sper foarte mult că mâine dimineață, la prima oră, la 8, la 9, aici fie, cum a spus domnul director, și directorii rezervației, și pădurarii, și inspectorul ecologic. Doamna Setlana, nu sunați că nu vă pot răspunde, ce n-ați învățat până acum? Și să facem o comisie, eu să fiu prezent împreună cu echipa pe care o reprezent, și din prima sursă să vă informăm ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, acum seara nu știu ce se termină. Văd că poliția nu ne poate spune, sigilează, nu sigilează, dau în primire busul, nu dau busul ăsta în primire. Bine că am o lanternă cu care pot să mă întrețin. Astăzi trebuie să fie ziua în care s-au schimbat lucrurile în Mold Silva. Indiferent de guvernare, că e roșie, că e albastră, că e chiclazarie, să ieie dracu, ăștia nu au ținut cont niciodată de culoarea guvernării, ăștia au tăiat ca în codru tot timpul. Și nu i-a oprit nimeni. E timpul să punem securea în cui, dragi prieteni, și să începem a planta copaci, că noi am ajuns cu 5, 6, 7% în păduri. Și fermierii îmblă și se plâng că nu plouă, dar unde să vă ploaie? Dacă noi nu avem o strategie complexă prin care să abordăm subiectele foarte serios, începând de la irigație și terminând cu plantare de păduri noi, de aici până în sudul Republicii Moldova,
Moldovenii, dacă n-au să trezească la realitate, în câțiva ani de zile, jumătatea sudică de la Chișinău în vale se deșertifică, se transformă în savană, va ploua odată în an și să înverzească iarba în luncă, după care va fi transformată în semi-deșert. Aici nu va putea fi decât faună sălbatică. Dacă nu ne trezim la realitate, apele Nistrului le-am scăzut drastic, cu undeva în 60% doar din apa necesară, și ați văzut că s-au aprins lunșile Nistrului, turba, turbăriile din jos a Nistrului din partea spre ieșire. Noi pur și simplu suntem într-un dezastru ecologic, în afară de dezastru politic pe care îl avem, șiuma asta bolșevică, șiuma asta a lui Dodon și cu toată șiuma asta de paraziți, Țărdea, Țărdon, Ivanov și toți șorișii ăștia care au distrus tot ce înseamnă sistem politic administrativ al statului, avem un dezastru ecologic. Noi încă moldovenii nu-l înțelegem, dar ne plângem că nu plouă, dar ne plângem că-i săci, dar ne plângem. Toate acestea au consecințele astea de la faptul că ne batem joc de tot ce înseamnă mediu. Nouă ni se pare că dacă am tăiat pădurea de la sărăcie și am vândut și am cumpărat Jeep, și pădurarul umblă cu Jeep-ul, cu Toyota Land Cruiser sau cu Toyota sau nu știu de care, Hyundai Tucson, că m-a sunat o grămadă de lume, sunt oameni care habar n-au cum arată Chișinău, dar ei nu iese din sat cu Jeep-ul. Și nouă ni se pare ca sălbați. Am vândut 1000 de metri cubi și ne-am cumpărat Jeep. Și nu mă interesează. Să ne iasă pe ochi Jeep-urile astea, ca să rămâi cu Jeep-uri și fără păduri. Eu nu mai vreau un lucru, să mă asigur că oamenii ăștia, după ce am plecat eu, nu s-au bătut, nu s-au lovit între ei, nu și-au rupt mâinile ca să mă învinuiască pe mine, ca să distragă atenția publică, să nu ajungă să spună că Vasile i-a bătut unul singur pe vreo 6 oameni, le-a fermat mâinile, le-a fermat ochii. Cam ușa, eu deam cam în închipă, să iasă vreo unul, am ușa rupt, bățit, și să spună că eu sunt vinovat. Domn polițist, ce se întâmplă? Ne mai ducem acasă sau? Acuș, mergem la documentație. Da, mergem până la documentație. Bun. În sus îi fac act de primire predare, sel de imprimire. Domnul Ștefan, mai bine știți procedura, împreună act cu poliția. Act de primire predare, sel de imprimire și cu asta e basta. Și ne-am dus de culcă. Da. Și mâine dimineața suntem aici. Îmi pare rău că v-am scos din spital, nu, dar... Asta e viața. Eu îmi doresc ca asta să fie o piatră de temelie într-o nouă ieră față de tot ce înseamnă mediu. Indiferent de culoarea politică care se află la guvernare. Indiferent. Aici trebuie să termine și să înceapă altceva. Eu am zis că dacă mâine prim-ministru, au să planteze și au să plângă. O să fie ilegalități, ori să răspundă. De acord, cu mare drag. Eu vreau să documentăm până la urmă ca să... Da, uitați, oamenii... Așa e. Glod. E glod. De aici nu mai ies cu tangul. O ieșit, frate. O ieșit, asta nu-i prima mașină. Acum pe așa glori. S-a dus vâjâind, s-a dus, că eu nu degeaba am venit. Nu merge. Dacă nu ieșeau busurile cu lemn, eu nu vinem. Dar cum îi scoate, interesant? Aici te duci, dacă ai ieșit, ia ca o leacă. El s-a înglodat că a fost o leacă căscat. S-a dușe vâjâind, n-ar mai opri cu nimic. Că ăsta dacă e încărcat busurile, trag de-l ia dracu. Bine, că ăsta e Mercedes. Nu, dacă cu 4x4 și el am ieșit. Domn director, vă spun, ia că îl tragem o leacă și să vedeți, să duci ca tractorul. Busul încărcat, el merge, el apasă pe cur. Mai bine lăsa să iasă pe Nicol. Acum să-l lăsă iasă. Nu, că o tras cu niva asta de-o rupt-o în două. Eu când am venit să auzăm motoarele de avion. Acum să-i lăs. Dar eu am m-aș duci să-i găsesc cu ne-o dus alt bus de lemn. Mai vin băieții mei încă. Cum v-am spus, și de teritoriu, adică ei au dus aici, am înțeles. Aici e ușor de găsit, domn director. Tot aici în sat? Tot aici au sistem de tăiet. Tot e în regulă și tot pus la punct. Deci asta e. Le tăi transmite actul de primire predare. Cu mare drag. Eu aștept poliția. Cu poliția am venit, cu poliția mă duc. Dumneavoastră puteți să mergeți dacă... Vreți singură. Nu, cu poliția am venit, cu poliția mă duc. Eu am încredere în Poliția Națională. Ei și au nu mă bat. Domnul Ștefan, cu tot dragul. Eu azi am luat la bot, matale încă nu. Așa că așa-l sătul pe șal flămând n-al înțelege. Că n-are și de idei la bot. Al enervați pe domnul... Îl enervați pe pădurar să vedeți pe-ți. Mi se pare o leacă s-o greșit. Da, noi e cam uși vedem cu, dacă trebuie la dumneavoastră să semnez și eu ca participant pe act. Măcar și al puțin că ați fost aici așa ați... Da, eu am fost, ați confirmat actul și eu confirm și mai semnez și eu pe actul. Nu, ce da. Și am plecat.
Mâine dimineață ne revenim, avem și materiale. Mai vin încă. Sau după gălăgie. Vine că nu-i moarte, nu, dacă dovdem să spălam putina, poate... Da? Nu, nu, că eu am luat-o la vale, zic că el lasă că ăștia am joseaz din livadă. Au! Cavaliere e pe loc. O, băieții mei au venit la Chișinău. Salutare! Doamne ajut, frații mei! Faci poliția treaba să acolo da, de bisic. Da, noroc, dă-i măcar să salut, de-am mă sunt mai altfel. Nu sunt el, altul cu Marin. Și Marinică, ăsta e inteligent și el, el e crasos și alb. Du-te, băi, de aici. Ia uite la noi! Așa e! Eu vreau doar să așteptăm să vedem ce zice și poliția. Și poliția. Ia că ei sunt înăuntru, îl panchetează. Dar unii domnii și ei noștri aprinși care... Nu, au fugit toți, au fugit. Noi am identificat o mașină. Nu, 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 noi am identificat o persoană și o mașină. Unde? Noi avem numerele salvate, să vedem poliția dacă își faci treaba, dacă nu, după aceea... Unde? Unde ați găsit la mult în sal? Da, pe zi drumurile, da. Serios? O mașină de teren, da. Și dacă poliția n-a știut să faci lucru, să arătăm noi cum da, să faci dar restul unii. Așteaptă la traseu? Nu știu, noi îndată am ieșit, cum ne-ai spus, am venit. Dar mai vin, Vlad vine din urmă cu da, Radu, mai, cu... Mai greu luți, noi mai răpijor, nu să lucrăm să vedem. Victor, mulțumesc. Ia uitați-vă, și băieții ăștia tot au venit. Ei numai nu vreți să fie vedete, dar uite și brigada avem aici deja. Victor a venit și el. Ai văzut, Victor, cum i-am depistat la fața locului? Am văzut, domn Vasile. Dacă nu noi, atunci cine? Vedeți de localitate? Bravo, au venit. De-aia am rugat să vină, pentru că eu nu știam și urmează. Unii abuzul cu lemne. Iată acolo, dar trebuie să duci să-l... Vrei să te mine mascare? Da, unii mai greu, nu o să mai fie. Numai, dar trebuie să te duci cu lumină, cu ceva, că altfel... E o afară de la lat. Domn Vasile, nu, nu vă pot răspunde, mă, dar și glumești. Dragi prieteni, mi-au venit colegii, deja, nu știu care mai sunt, deja suntem aici o brigadă, cred că stăm până dimineață. Acte aici băieții tăți. O veni băieții. Victor s-a dus până la urmă. Asta unica problemă pe care eu vreau să vă invoc. Da, ați găsit busul, ați mers până... Doamna Svetlana, nu mă sunați că nu vă pot răspunde. Da, acolo este... Vine cu azi, dar dacă ai venit, dar vine să vezi. Hai, Victor, până la urmă, dacă ai filmezi până în direct. Victor e răsplicat, iau și sex și Victor. Nu e nimic strașnic. Hai că eu de-am usat aici ca la mine acasă. Dar noi nu plimim de glot. Eu iar am încălcat din. Hai încă o dată. Vă arăt la tăți, aici deja eu am devenit ca acasă. Eu de-am prins la curaj. Ați văzut și curaj am avut, i-am spărit pe toți, au fugit toți, unul singur, i-am bătut. Dar mă, dacă ne-a venit artilierie, de-am nu mă tem de nimic. Dacă luăm bătaie, luăm tăți împreună, de-am. Eu unicul lucru numai, Victor, aștept să văd. Mie tare îmi pare rău că tu nu mi-ai spus din timp. Eu mă tem un lucru, că ei să nu se bătut da. Între dânșii și să-mi învoi și mie iamu că... Nu cred că tu unul i-ai bătut pe cinci. Ia uite ce se face aici. Și băieții încărcau. Da, eu uite direct la bus am găsit. Și ei încărcau. Dragi prieteni, mi-a venit întăriri deja. Noi atenționăm familiile noastre că până nu scoatem mâine în capăt cu toată cu inspecția. Avem unii doriri la domn Dumitru, avem un patriot aici și ne ducem la el acasă. Dornim tăți acolo. Da, Victor, asta e. Ia că uitați-vă, ca să vă convingeți și voi la fața locului, dacă a trebuit să fiți marturi. Ia că uitați-vă, lemnul care l-am depistat tăiat, ilegal. Și ia uite-l, vezi? Ia câte-le. Da. Și-i plin, ia uite, du-și uite-n bus. S-a lăcumit la lemne. Da, nu știu dacă s-o lăcă, mi-e pur și simplu s-o așezat. Ia câte-le. Da, strah. Cu lemne, tot plin. Da, eu, ăsta e șeful inspectoratului ecologic sau unul din inspectorat și am arătat că niciunul nu-i marcat, niciunul. El a zis că, da, măcar poate unul și a încătat împreună, ca să nu spună mâine dimineață să apară vopsea pe dâns sau să mai întâmple ceva. Acum ne ducem să vedem ce zici poliția. Victor, ai văzut toată regulă? Da, ia uite în parte, Victor. Ia uite acolo. Da, e foarte mult. Ia uite acolo. Foarte mult lemn, da. Da, dar eu o dus deja, înțelegi? Băieți, lucrează intensiv. Nu, ia că așa se fac milionari, băieți. Și noi, dar eu pus trosuri, iau. Îi străgeau de gât, tu n-ai videi și fășeui. Pe unde n-ai băsit ești, prin tăți, tu farii. Ia că mă înțelegem pe activiștii de mediu. Dar nu prea avem noi activiști de mediu. Noi am devenit activiști universali. Așa e, dragi prieteni, deja aveți răbdare. Eu după ce mă urc în mașină la poliție, pot să vă spun că
În siguranță, domn Vasile, nu mă sunați, domn Vasile, eu înțeleg tare, vreți să vorbiți cu mine. Cei care vor să devină echipul puternic să vină lângă noi. Suntem 13.000, 14.000 de oameni în direct la ora 11.30. Înseamnă că ceva se întâmplă. Veniți cu noi, veniți să devenim cea mai importantă echipă politică din Republica asta, să zboare toți drașii din păduri, din instituții, din ministeri, din 49, Germania, de-am sunat, domnule. Ies cu mașini chistruiete. Da, da, nu se vadă. Mașini chistruiete. Daniva care scotea. Ia uite, ia pădurarul, e cei care eu am filmat. Asta e mașina poliției. Ia, nu știu de ce motor lucrează de jumătate de oră, i s-o... Este surplus de motorină, probabil. Băi, dar m-a făcut ca dracu de murdări. Oleu! Trebuia să-mi iau eu șizmele, dar unde n-ai, bă, că m-am pornit ca... Ce-i, Victor, de-amu? Ghetele. Tu, dar tu încă, în general, te-ai pornit în pădure cu ghete. Ia uitați-vă și scrie aici, vedeți? Domnul Vasile, eu n-am avut timp când m-a gândit. Ia uite aici, ia uite și scrie aici, ia uite. Eu scrie, da? Rezervație, luat sub protecția statului. Da, foarte protecție. Numai nu știu a cărui stat. Da. Statul Palmă, Barbă, Cot. Și debilul ăsta de Dodon îmblă iar proiect de lege cu statutul limbii ruse. Alte probleme nu mai avem. Ce-o termina probleme? Ia ce frumos, construcția. Am așteptăm să vedem ce ne spune poliția și sper să ne pornim spre Călăraș. Eu i-am sunat, Victor, sună colegii noștri să vedem dacă... Ei vin, să apropie. Nu, să nu vină degeaba încoace și ne întoarcem înapoi la Călăraș. Stai acolo la mașinile noastre, unde am parcat. Da? Da, eu cred că. Adică care știi tu vrei să vă iau încolo să câștigăm bani? Domn polițiști, ne pornim? Da. O minută, două minute. O minută. Dă-ți tău lanterna. Lasă-te normal. Hai să ieșim, eu să ies înapoi la tras, eu să văd că sunt în siguranță și tot în regulă. Voi ați venit pe jos, așa-i? Mașina a lăsat-o lângă microbuzul tău. Noi suntem patru cu poliția, Marin. Dacă domnul Ștefan ia pe doi din colegii mei, sau poți să urcăm pe unul, ne urcăm patru. Da. Nivă și polițiștii ies trei. Mergem să scriu plângere, domn polițist. Acum scriu plângere, scriu tot. Anexez materialele. Să înțeleg că pe scutul pădurea e libertate, da? Da. Da, da, păi așa la noi. Păi ești normală. Nu sunt elemente din fracțiune, da? Aici. Nu, asta, Victor, dă-le pasii, procedura care o fac, ei răspunde procedura. Dar dacă era făcut o găină, omul era reținut până seara. Dacă vinde pătrunjel, da, așa nu. Dacă vinde pătrunjel. Noi suntem trei deja cu colegii aici. Eu cu Victor și Marin. Păi, dar mai bine care la poliție, dar nu sunt. Eu merg la poliție, dar noi să ieșim până la traseu, că mașina e foarte. Eu ies până la... Iată Marin cu Victor, eu pot să ies cu domnul Ștefan. Doi băieți. Și domnii polițiști, numai să ieșim toți odată, ca să fim siguri că ne-am pornit. Băieți, urcați, dar cu... Dar stați că nu ieșiți pe doritoare, nu? Nu, dar e vorba doar... A pădurarul rămâne mai departe, da, pădurea, da? Da, da, da. Nu, dar așa noi am documentat tot, Victor. Când omori omul și rămâi mai departe, Victor, da? Ei răspund, sunt patru polițiști, sunt instituțiile statului. Da, da. Răspund da, pentru acțiuni, pentru inacțiuni, asta e... Răspund, da. De 30 de ani răspundem. Da, un conact. Nu, oricum până nu dă domnul inspector nu dă în spate, n-ai cum să ieși. Aici. Da. Da. Să vezi și motoarea au nivelese, eu nu știu. Unul știe de tu știi și s-auză ca avionul. Da, da, da. Păi este... S-auză da, din sat. Și este în stânga. Eu după sunet am venit, că ei ne-au lămurit așa care... Să dori în glot, că noi așa spune, domn Vasile, nu mai vin. Nu, să nu, noi ieșim în câteva minute, Marin. Noi ieșim, mamă. În câteva minute suntem acolo, la bus stai, dacă. Că noi ieșim. Dar unde sunt, Marin, unde sunt? Aici, în sat. Da, la poliție chiar vine. Unde sunt? De-aia am spus stai la Călăraș. Sunt sat deja? O venit în sat? Stați acolo, da, sunt sat acolo. Așteptați până acolo. Dar spune-i dar până la, să îi poate să vină până la... Așa la mașină. Dar cine e... A? Cine s-a mai apărat? Voi... Dar nu merge. Băieți, urcați toți, așa să ieșiți pe jos și cu voi, nu vă lăsați nici pe unul, tăiați ca brigadă. 2, 3, domnul Ștefan aici, în mașină, 4, polițiștii. Cum am venit, așa ne ducem, noi pe-a noștri nu-i lăsăm, măi băieți. Care am venit împreună. Am venit să ne susțineți, noi nu vă lăsăm. Cu domnul inspector că n-am mâncat pe nimeni. Le spunem mulțumim că ne scot la traseu. Da, sunt la bus. Da, corect. Și fac?
Nu, 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 domnul director n-are cum. Băi, nu mă sunați din Germania, mă, ca să vă blochez firma să vorbesc loc cu voi. Uitați-vă, noi am uitat când ăștia s-a mei, tăța mei. Câți în cap? N-are importanță. Tămana-ți va apiesă, hai. Și Marin cu ei și eu cu Victor. Voi sunteți patru, tămana-ți va apiesă. Corect. Toți am venit, toți ne ducem, băieți. Mulțumim că ați venit. Mulțumim. Eu nu vă cunosc, dar asta Marin, ia te rog contacte. Da. Marin, ia legătura cu băieți, te rog. Fiecare. Victor, mergi cu mine. M-a sunat mă și un doamnă, un domn, chiar o doamnă, care mi-a spus că deja pregătesc factură și cec să arăt că pe lemn sunt factură și cec. Eu știu că îi pregătesc tot. Îi poate pregătească, asta e. Marin, îți duci cu dânsul, tu mergi cu mine, cu domnul Ștefan. Stai. Ei au să întoarcă mașina, poliția să iasă și ei, și nici cu domnul Ștefan, cu domnul director a rezervației. Voi urcați-vă acolo. Dragi prieteni, noi plecăm toți împreună, așa cum am venit. Sper să iasă poliția. Doamne ajută! Chiar dacă mă duc acum la inspectoratul poliției, dar am să ies în direct până la bus. Victor, spune domnul, voi urcați. Ha? Eu să aici eu merg. Haideți să ne urcăm, dar și cu domnul... Domnul Ștefan e director de la rezervație. Ia vin cu așa. Sui din urmă, că așa... Nipă, da? Da, te rog. Și eu să nu... Domnul Ștefan, dați-i cumva scaunul, vă rog. Nu știu cum să dea mai în urmă. Oleu, camera. Stați în stângă, nu mi-am văzut. Adi, stângit. Gata, am stâns tot. Cu mașina, cu omul care a pus pe durarul să taie. Ce sună omul, dar și mă sună omul cu mașina care a încărcat pe durarul. Nu-i mașina mea, să răspundă fiecare pentru acțiunile lor. Ies înapoi la bus, îmi iau busul și mergem la inspectoratul de poliție. Care e? La Călăraș, da. Mergem cu o mașină, după care ne întoarcem înapoi, cred că să rămânem aici. Sau vedem cum facem. Ori la Moș Dumitru, la Moș Dumitru. Ai încredere. Nu pun la îndoială. Deja e prea mare gălăjit ca cineva să încerce să stupe. Vă cred, domnul Ștefan. Să ne scont, suntem în direct. Eu oricum nu închid până nu ieșim din pădure. Și țin direct, și țin indirect, nu vorbim noi de... Dar noi vorbim așa cum stau lucrurile. Eu tare îmi doresc schimbări, dar schimbări radicale. Ca lucrurile să nu trebuie să stea sub semnul întrebării. Iar e protejată, iar e protejată, e rezervație, rezervație. E igienizare, igienizare, e tăiere planificată, e tăiere planificată. Tot așa cum scrie Buchelegi. Deci, cum v-am raportat dimineață, vor să apai toți specialiștii cu toate setele de documente. Da, doamne. Așa drumuri deputației. Nu, dar de unde? Scodele, nu răzbate aici. Da, jupurile și ele curate, să le murdărești, tot nu-i ghine. Unde-i Borea Țârdă? El e prin Egipt, da, clar, că nimeni. Funcționarii ăștia care așa plin de importanță, că de le plesnesc nasturi și le desfac pantalonii. Da, dar îi pune în situație pe oamenii normali care lucrează, care fug, care aleargă. Și trebuie să te temi că îți vine vreun boier de ăsta, trebuie să desfaci în patru. Trebuie să terminăm odată cu... Fiecare să-și facă miseria. Victor, ține cont. Următoarea guvernare suntem noi. Atunci să înțelegi ce înseamnă regulă și disciplină. Eu înțeleg și asta. Eu vreau să văd asta în realitate și să o facem împreună. Proiectele noastre care le avem făcute să ajungă totuși odată la realizare. Că avem foarte ajung. Multe vasele în proiecte care la moment până când se prăfuiesc. Nu se prăfuiesc. Noi trebuie să ajungem să deținem puterea împreună cu echipa pasului.
că astăzi două echipe care vor avea acces în următorul parlament și atunci am să decidem. Acum doar suntem super activi. Ei ne-ar înghiți, ne-ar mânca cu tătul dacă ar putea, dar nu li se reușește. Ei s-au întâlnit cu un curaj pe care încă nu l-au găsit niciodată. Asta e o altă generație, singur, că nebunul. Nu-i nimic, am luat-o doi după azi, dar asta e un fel de profilaxie. Eu de mult am uitat de-am de ușigane, de când îmi bătea ăsta lui Voronin. Avea o arleată întreagă de miliționieri. Pare foarte rău că nu eram cu tine. Ei și luai și tu ușiganul ăla, mare treabă. Nu, dar să vezi, dar să știi, Victor, eu am să arăt video-ul. El m-a recunoscut, omul ăsta care a dat în mine. O să domn Vasile, dar las domn Vasile, nu mai firma la domn Vasile. Și când m-a luat la... La bătut, da? Da, și faci, domnule. Dar am înțeles că e terorist așa de tare, că se tem tițatul ăsta. Nimeni nu deschide gura, pe cuvânt îți zic. Foarte serios. Foarte, și are o brigadă aici, catastrofă. Aici au venit oamenii mari la satul, când au văzut că eu filmez, și s-au uitat în direct și au venit. Și cât între două live-uri mi-au povestit atâtea că parcă nu-ți vinea să te bagi înapoi în pădure. Îmi pare rău că noi, procurorul general, el e prieten cu Slava Platon, noroc Slavi, privet Slavi. Procurorul trebuie să întrebi dintr-un capăt în altul, să strângă. Dar el ies și se jelui cât de s-o presează polițienii. Procurorul general plânge că îl presează polițienii. Dă-ți băi demisia, băi, dă că eu sunt procuror general. Să vină cu o pereche de cătușul să-i îmbrace pe cap la să tăi. Vezi cum ar fugi polițienii și cei care... Dragi prieteni, am ajuns în Temeliuță înapoi, am ieșit din rezervație. Suntem în margina satul, aici ne așteaptă alți colegi. Asta înseamnă echipă. Ei nici nu știu unde vin, dar au venit din urmă, din toate părțile, din Chișinău, de pe unde sunt. Asta înseamnă unitate. Da, bravo, dacă băieții zic că au venit și ei, au mai venit cineva. Domnul Ștefan, noi vă spunem o seară frumoasă și vă mulțumim că ne-ați scos din glot. Eu sper să ne revedem mâine. De dimineață și să discutăm. La ora 8. La 8 eu sunt aici. Eu deja la 8 în spitalul Republican, dar vine toată echipa. Noi azi fim aici, domnul Ștefan. Mulțumim, o seară frumoasă. Și sănătos. Stai. Doamne ajută. Directorul rezervației naturale Plaiu Fagul. Ca să înțelegi cât e de mare stresul. Nu, omul zice că aici mâine o să clarifice. Eu dacă trebuie, vă duc la poliție, dacă n-am spus. Dar voi cu ce sunteți? Aici sunteți cu mașina, toți cu mașina. Noi cu tankul. Dacă nu, eu vă ducem. Domnul inspector, vă mulțumesc. Sună lumea. Noi așteptăm poliția și împreună cu poliția mergem să scriem plângere. Da, ei se văd că vin. Ne vedem dimineața aici. Da. Eu am să fiu aici. Că tare îți vii un geniu. Ia un geniu, da? Nu-i călărașul. Le faci control, ei trebuie să vină. Practic, da. Pentru că nu acolo civic, dar asta aparține un geniu. Aparține? Da, păi rezervația aparține un geniu, dumnealor. Teritorial așa e. Teritorial, adică noi avem patru ocoale civic. Vărzăreștiu, Călărașul, Cârjauca și... Înseamnă că dacă ceva pe dumneavoastră vă apelăm data viitoare. Victor, ia un număr de telefon de la domnul inspector. Și dacă noi mai găsim vreun abuz, vă rog. Facem Dacia 4-4. 3 din 9. Jăguliu o zbura până aici. De unde? Ești ăsta, băi? Chiar din Călăraș? Păi, mulțumim. Eu nu m-am așteptat. Eu v-am rugat să veniți că chiar te ia groaza de la nebunii ăștia. Sigilare. Eu acum vine poliția, colegina. Marin, băieții noștri unde? La Călăraș? Sunt aici loc. În marginea... Da, satului. Noi vă mulțumim pentru noi astăzi. Noi câte informații am avut de la cetățenii, fii tot aici. Noi vă mulțumim, așteptăm... Am înțeles, totuși, ei au statut special, matraliești... Ei au statut special... E rezervație asta, nu e pădure obișnuită, nu e ocol silnic. Da, pe unii vreau întru, pe unii vreau ies. La dânsă e o intrare și o ieșire. E rezervație, i-am văzut sârmă chiar. Nu sârmă, e plasă. Gard. Plasă metalică, nu intri, nu ieși. Corect, vedeți că lumea nu prea înțelege ce înseamnă rezervație. E statut special și... Lor au și director. Nu-i ca la ăștia... Nu-i cu ocolul silvic, e directorul rezervației, domnul Ștefan. Da, e directorul domnului. Dar la noi la Călărașul, domnul Călărapul. Caralampul, director,
Înțeles, mulțumim. General director, care e tot amoțilă. Institutul Mamei și a Copilului. Da, 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 îi văd de urmă. Victor, ai să te întorci și eu am să merg de urmă până la colegi și îi întâlnim pe colegi și pe urmă mergem la... Așa, suntem mai mult. Deja, dragi prieteni, m-am întors înapoi la busul meu. Acum aștept să vină poliția, urcăm în mașină și ne ducem cu toții la inspectoratul de poliție. Ei ies și ei din pădure și împreună mergem la inspectoratul de poliție ca să scriu plângeri pe abuzurile și pe loviturile care le-am primit. Doamna Svetlana, nu sunați, că nu vă pot răspunde, sunt în direct. Și acolo deja la poliție am scriu, mâine dimineață împreună cu băieții am să fiu aici la fața locului ca să participăm la investigarea și la comisia pe care au creat-o. Deja e creată, vă garantez că este creată o comisie și noi vom merge să stabilim toate circumstanțele și ce s-a întâmplat de fapt acum seara. Iată, poliția ies și ea. Victor, întorci tu mașina și am plecat. Ia uite acolo unii jiguliu, ai întors toți. Eu îmi mulțumesc colegii mei, vedeți și băieți de treabă avem. Marin, ai luat contactele de la băieți? Stimați domn, până nu ies la echipa mea de bază, care a mai venit de la Chișinău, nu direct conectez. Acum împreună cu poliția care iese din pădure. Aveți răbdare, câteva clipi și ne-am pornit. Noi venim din urma dumneavoastră la... Nu vă să ne mergem la inspectorat de puneți cerere și... Eu merg cu busul din urmă. Bine, okay. Merg din urma dumneavoastră. La inspectorat de poliție. Călăraș. Când stabiliți dumneavoastră, pentru că aveți comisii, este... Am să stabilim toți împreună. Eu merg din urma dumneavoastră, mai am niște colegi care iau cu mine acum. Alexandru cel Bun, 49, dacă... Am înțeles. Victor, mergem toți din urmă, îi luăm pe colegi care ne așteaptă și mergem. Da, da, da. Eu merg până la colegii mei care au venit de la Chișinău acum. Și... Centura. Dragi prieteni, astăzi le-am dat mari de bătăi de cap la toți bandiții ăștia care se ocupă cu tăierea pădurilor ilegal. Vreau să-mi salut numai prietenii și colegii care au venit să vă arăt că echipa mea este cea mai tare echipă din toate care sunt în Republica Moldova. Ăștia nu se tem să iasă noaptea, să meargă prin glod și să vină să mă susțină, să susțină o cauză. Noi, echipa Democrația Acasă, ne pregătim în mod absolut serios de guvernare, fraților. Cred că echipa Maia Sandu va fi una și noi, a doua echipă care iese lumea la poartă, știu că aici se întâmplă ceva. Care vom rupe lanțurile și vom fi în următorul parlament cu suportul masiv a populației. Veniți alături de noi, faceți echipe în toate satele, în toate comunele, în toate județele, raioanele, în diaspora, Italia, Franța, Germania. Doar împreună, uniți, putem să-i batem pe bandiții ăștia. Acum mă opresc, îmi salut prietenii, deconectăm în direct, că suntem 12.000 la ora 12. Eu vă mulțumesc, sunteți alături, distribuiți video-ul. Și primul și al doilea, pentru că astăzi avem două videouri de răsunet. I-am prins în direct, chiar cu riscul de a fi bătut în pădure și cu doi pumni care am luat, dar mă duc să scriu plângere. Mă duc să scriu plângere la comisariatul de poliție și tare îmi doresc ca acest caz de rezonanță să fie monitorizat de societate, de deputați. Și fac acum apel pe această cale către deputații pe care mai avem cu demnitate. Cei care nu se tem și care au poziții și verticalitate. Monitorizați atent cazul, faceți vă rog interpelări din nume propriu, cei care nu vă temeți de bandiți, faceți interpelări și întrebați ce s-a întâmplat la rezervații, să punem presiune pe ei, să nu mușamalizeze, să nu ascundă sub preș, să nu ascundă ca să întâmple iarăși că vine unul cu torba, cu bani și a să iasă Vasile vinovat. Eu am primit amenințări, eu am primit și am să vă arăt de la frații
cei care se ocupă, tata Andrei Țurea, cum îl cheamă. Am primit două cereri prealabile în care ei solicită la mine câte 100.000 de lei fiecare cerere prealabilă. Bandiții care se ocupă de metal, cei care au falimentat căile ferate, familia Țurea, eu am auzit în presă, în mass media, că voi falimentați tot ce înseamnă stat. Ia uitați-vă și băieți avem aici. Ia uitați-vă și băieți avem noi aici. Suntem noi de la Democrația Acasă. Noi suntem la Temeliuț. Noi suntem la Temeliuț. Ia uitați-vă și băieți avem la Temeliuț. Aștia ne-au întâlnit. A, dar eu nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Voi sunteți în direct. Da, să vă strâng mâna. Aștia sunt caiducii de la Temeliuț. Ia uitați-vă cum au ieșit oamenii. Trebuie să distrugem mafia de aici din sat. De aici din sat. Aici se pornește toată mafia. Aici. Foarte frumos, aici, cu tricolor. Aici Steopa este susținător a toate mafiei de aici, din pădurea asta, Iană, din regiunea. Și până acum n-ați putut să le veniți de hac. Steopa este, el mă cunoaște destul de bine. Mâine, eu vă rog, mâine dimineață, veniți cu mine, când mergem în comisie, am adus de la toată comisia, să vină tot să stabilim ce s-a întâmplat în pădure astăzi. Vă rog să veniți lângă mine. Eu vă susțin. Numai că nu pot să merg. Iată, hai duce să meargă cu mine. Mulțumim, fraților. Mă duc să-mi întâlnesc echipa. Doamne ajută. Ia uitați-vă și băieți. Nici n-am știut. Așa ceva în viața mea nu ne-am închipuit să văd. O ieșit la poartă locuitorii din Temeliuț care urmăresc în direct ce facem noi. Să-mi spună mulțumesc. Ați văzut ce înseamnă curajul, fraților? Curajul e începutul biruinței, chiar dacă n-am voce. Și am văzut azi la Temeliuț, m-au dat pe spate. La ora 12 ne-au întâlnit oamenii cu drapelul la poartă. E chestie fenomenală. Bine că n-am închis ca să vă convingeți. Că n-avea să mă creadă nimeni. Că oamenii din Temeliuț au ieșit la poartă să mă felicite și să mă cuprindă. Că eu lupt pentru... Da, neașteptat. Ia că asta e... Am uși să-i întâlnesc pe colegii mei care au venit la Chișinău, îi cuprind și închid. Dragi prieteni, distribuiți! Ca să ajungem peste tot, unii sunt moldoveni să le arătăm că noi nu ne temem de dânșii. Noi suntem mai tari ca mafia locală și națională. Unde-s băieții noștri? Cineva mai stă cu busul aici? Eu nu pot decât să-i caut pe frații mei care au venit de la Chișinău să mă susțină pe mine și pe toți noi care luptăm cu mafia pădurilor. Cum ajung la ei în marginea satului să-i cuprind pe frații mei. Dragi prieteni, veniți cu noi. Împreună suntem o forță pe care nu pot dobori mafioții. Probabil îi găsesc acum în câteva clipe. Da, e marginea Temeliuțului și de aici mergem direct la poliție. Și mâine venim încă o dată. Dacă noi nu te găsăm, de câte ori ți-am zis nu-ți pornești? Aaa, stai, băi, nebun! De câte ori am zis nu-ți pornești singur? Băi, domn profesor! Noroc, noroc! N-ați văzut o chestie? La căușe ne-am nici aici, am înțeles că ai probleme. Vasile, tu-i la căușe. Sunteți nebuni. Asta rost, nu-ți râu pe tras. Acum m-am întâlnit cu niște oameni care m-au întâlnit cu drapelul la poartă. Aia am nebunit. Ați văzut? Adem, unde? Hai că și mergeți până la Temeliuț. Domn profesor, i-am găsit în rezervație. Dacă așa asta înseamnă echipă. La ora 12 au venit de la Căușeni, de la Chișinău. Din Transnistria. Ia că s-a terminat Temeliuțul. Ca să vedeți că suntem la Temeliuț. Ia că te ui. Temeliuț.
Da, prieteni, mulțumim că sunteți, domn profesor. Așa trebuie să arăți o rezervație, mă talești mai aproape așa de... Așa trebuie să arăți o echipă care luptă cu așa mizerie care se... E un nebunit azi, vă spun eu, da. Dar ați văzut ce se întâmplă. Desigur, Vasile. Mă, ne veniți salutăm cu mine. Salutăm inițiativa dumneavoastră și să dăie Domnul mai mulți oameni ca dumneavoastră, fii care pot face mai mult ca o gardă forestieră. Așa e. Am un fug toți în toate părțile. Eu veniți... spus, mai repet, în Parlament e nevoie de 101 de al de Costiuc. 101 Costiuc ca să rezolvi foarte multe probleme. Haideți să mergem spre poliție. Da. Ne ducem spre poliție și de acolo. Ia uitați-vă și... Mai era cineva care a venit cu mașina. Bună seara. Tot ați venit să ne susțineți. Ionică. Da. Tu mai de la Chișinău. Da. Băi, ați fost văzut și nedreptate. Eu nu putem să se răspund că suntem în direct. Încă o mașină. De la Chișinău au venit la apelul meu trei mașini și plin cu băieți. Ionică, haidem la poliție, acolo scrim o plângere și mai stăm să... Merge. Mai departe. Dacă așa eu am prieteni. Prieteni. Ionică de la Chișinău, e medic, a venit să ne susțină. Inginier. Nu contează, inginer, medic, ce contează? Sunt băieții noștri. În domeniul medicinii. În domeniul medicinii. Eu țin minte că e din domeniul medicinii. A venit de la Chișinău să se alăture și să ne susțină. Iar așa, asta înseamnă solidaritate. Solidaritate și echipă. Eu ne cadem la Călăraș și acolo bem câte un ceai. Dragi prieteni, eu vă salut cu mare drag de aici, din inima Codrilor. Mă duc la poliție să scriu plângere. Doamne ajută, o seară frumoasă, ne vedem dimineață.